mi-e dor de el. Avem șapte luni. Te rog să-mi mai zic lunile. 20 de săptămâni. Cred ca mâine. Nu? Păi acum aștept la 18 săptămâni. Îți dai seama că de săptămâna viitoare începem cu 29. Dar ce gând avem, ce mă gândeam că mă duc la doctor și zice doctorul că trebuie așa, că trebuie neapărat ca altfel. Și mă gândeam că ne dă staful o cameră la hotel. Doamne, ce... Mai adem, să știi. Vorbesc cu domnul doctor, să zic. Nu vezi pe tine, cu aia prinde proporții. Nu mai înțeleg cu ea pe aici. Ești bombă? Poate mi se mărea și burta și la sfârșit. O să vezi și asta, mă gândeam eu, imaginam eu și număram lunii câte ești. Aseară, dacă nu mă las, nu mă gândeam la fel. Da, că... Îți seama, în august avem 8 luni. La fix, era? Da. Săraci, săraci. Ei, un copil întotdeauna e o bogăție. Păi lasă și lasă asta, e normal, dar buzunarele. Păi și ne descurcăm. Și domnul ăsta să mânce, că nici muncă n-am. Ne descurcăm. Descurcăm. Mai ales tu că ești un băiat de descurcăreț. Voi fi eu descurcăreț. Da. E prea scurt. Așteaptă totuși și tu să măcar să facem. 7 luni. Ce? Aici. 3-4 luni mai aștept și... Ce zici acum? Ce privat? Să plecăm acasă. E. În august... Și iar e nașpa. În august deja e sfârșitul august. Intrăm în toamnă. Mama ar fi fenomenal. Ce? Să nască în ionie de ziua. Atinte să-l face 9 luni. Trebuie să mă angajez ca să iau și 8 milioane pe lună. Ce, Doamne, iartă-mă, 8 milioane. Nu, a, 1 milion e de la stat dacă ai lucrat cu carte de muncă, nu știu. Păi când să lucrezi tu cu carte de muncă? Păi când ești aici. Păi tu abia ai terminat liceu. Ai, dragă, lasă-mă că știu eu cum mă descurc. Te descurci? Păi nu contează unde lucrezi, contează că-ți faci carte de muncă și acum peste tot sunt nevoie să-ți fac. Prietena mea n-avea nici liceu terminat și cum s-a dus, s-a angajat, a făcut carte de muncă. Facem dragoste să ne revenim. Hai, să stăm așa de frate. După un an de zi. Faci ce gânde. Lasă-mă. Lasă-mă. Atunci la ce nu te gândeai? N-aveam cum gândeai. S-ar de curând acum. Stai. Soartă. Se mai întâmplă. Se mai arată. Gânde. Să vii tu sănătos de acolo și mai vedem. Hei, mi-a rămas frasă că îmi trebuie. Hei, de ce faci lucrul ăsta? Hei. Hei. Cum îl scot? Cât este ceasul?
9 jumate? Da. E un mesaj neimportant și neinteresant, deoarece camera de aici nu este îndreptată către plasă. Ce glumețe! Îi plac glumele, Lucat. Asta chiar mi se părea... Și când s-a întâmplat vreodată asta? Păi... Să-i dăm Maia Roxanei pantofii. Nu am cutie, n-am... Îi bagă celofan. Îi bagi într-un sac de... Nu, e într-o pungă de cadouri ce li se lăsa. Negra? Ia, te apucă eu când mai zic ție că... Ia... Într-una bagi cu limba aia. Ce bizar e. Ce? Ce să? Nu, și așa. Ramolit? Distrus? Ei, te duci prea departe. Că face Dana mie. O să-mi pară rău când o să plece. Are... Are stilul ăla ei. Are stilul ăla, talent ale ei, n-ai ce să... Ne bagă ea așa, codiță. Da. Aveți că și Andreea e... Și Andreea n-a fost atâta timp la... Să ne iau o biză pe antenă, nu era? Pe canal. La o biză, mai fost și aia. Hai, dar m-am și obișnuit așa cu ea, nu mai... Îți dai seama că pare rău că pleacă. Mergem mai departe. O schimbare iar în psihicul nostru. De ce? Că nu mai vedem pe doamna Mirela. Și cu ea mai puteai să trebuie să vorbești cu ea. Ai zis că e de gaj, că n-ai ce să ceri. Așa că Andreea nu știe ce e. Până înveți, până înveți, da. Iarăși. Mai trebuie chiar 4 luni. S-a dus competiția. Și când ne învățăm cu ea, vine doamna Mirela înapoi. Da. E și eu ăsta... Ea chiar face parte din familie asta, doamna Mirela. Nu știu, parcă e altceva. Eu am văzut atunci când au venit altcineva și a prezentat. Parcă nu mai era. Da, nu mai, nu. Nu, eu nu mai mă uitam când nu era. Păi nu mai avea.